arătați aici cine e forță, forță, energie. Nu-i nimeni energie, de fapt. Deci acum n-am energie. Cine e forță, forță, energie? Ieri avea bateria descărcată. Da, i-a arătat ficusul ăsta. Ia uitați cât a ficusul aici. Are bine. Are o grozeană. Așa arată în spate. Corona copacul. Ficus. Și îți vară și rădăcina, trunchiul. Cât de interesant. Frumos cântă păsărele este dimineața. Da? Ați ghicit, și facem un ceai? Facem cum nu facem noi. Doamne, ce frumoasă. Dar și tu ești frumoasă în dimineața asta. Stai că stai în așa la soare, să te vezi. Nu strălucești și soarele cum strălucesc eu. Da, soarele e lună pe lângă tine. Andreea zice că dacă e ceva ceea ce îi place aici, e cafeaua. Ceea ce v-am zis eu de ieri, adică mi-am servit cafeluța acolo, că e bombă. Avem aici la farfuria mea una bucată gogoașă, o omlețică în loc de pâine am luat, dar nu-i dulce, că n-am pus zahăr. Am ceva sălățică și omletă, deocamdată asta e mâncarea mea. Andreea, oare de ce mai carne, con carne? Ce ai acolo? Omletică și un compresată. Asta e tot un vin și un compresată, mai cu bui? Da. Mă, slinile alea faine. Aha. Și castraveți. Ceva supuleți nu le-am probat deocamdată. E adevărat? E adevărat cu măslinile? Bine, dar sunt alte față de alea care le-am. Da? Da, vă invităm la micul dejun. Aici, lângă piscină, după cum puteți vedea, da? Pe geam se vede piscină la copii. Da. Pe terasă acolo, sus. Poftă mare. Hai, ce-ai adus aici? Ce mai am adus niște prăjiturile, așa zice, nu știu, ceva de mâncă dimineața. Cred că astea așa, ceva tradițional și astea sunt iedeci. Am adus ceva de la mama ei. Curma la adevăratul, nu? Ceva de la mama ei. Îți pui atât cât consideri tu că poți să mănânci. Nu mai mult, să nu poți. Și să aruncă. Da. Da, asta e prăjitura cu nuci întregi, cum ar veni. Nu, alune, nu sunt nuci. Da, nuci. Da? Struguraș. Acum că farfuria e goală, cum ți s-a părut micul dejun în Tunisia? Bun. Atât am vrut să aud. Piscina ne așteaptă. Șezlongurile ne așteaptă, dar noi o să mergem la plajă pentru început și mai după amiază revenim aici la piscina. Am prins și șezlong. Bine, nu că n-ar mai fi. Ia uitați, uite rezerva în spatele meu. Ne-am luat pentru toată lumea. Dar noi venim cu prosoapele noastre de acasă. Că... folosim noi prosoapele lor. Îmi folosim noi prosoapele alea de săraci, a? Ia uitați că nu mai sunt alge. În, nu știu, nu mai sunt alge. Uite cât e de fain apă. Păi când am fost, erau. Erau, da. Uite cât este de fain apă. Aici pe plajă lângă noi ne-am întâlnit cu o familie de români din Germania, foarte ok. Eu merg la plajă. La mare. Să vă arăt apa. Să probăm apa de altfel. Haideți să vă arăt. Nu știu dacă se vede corabia aia în larg încolo, departe. Cam așa arată nisipul. Nisipul e de nota 10. Plaja foarte curată, după cum vedeți. De dimineață au fost și au curățat-o. Așa. Așa arată partea cu șezlonguri și cu umbreluțe. Plaja.
Acum mergem să facem o băiți. După câte se vede, apa nu mai are niciun fel de alge. Ia uitați cât e de faină. Ia uitați. Ce faină este. E cald apa. Este cald. Ia uitați. Da? Curată. Cristalină. Oh, Doamne, ce faină. Hai să intrăm puțin. Era să-mi rup piciorul, că am nimerit într-o groapă. Ia. Oh. Da, se vede cât e simturată. Mamă, dar ce-mi place. Superbă mare. Superbă și caldă. Ai, Doamne, ce caldă este. Sper să nu vină vreun rechin pe aici, Doamne ferește. Asta mai întreb. Să mă mănânce rechin. Întâlnise. Ia. Vin valuri mari, ia stau pe loc așa să vedeți. Hop! Mamă, ce tare este. Hai să mă bag puțin așa. Ce bine. Hai că m-am luat pe sus. Super. Super. Ia. Haide că mă duc să las camera la mal și mă bag aici la bălăceală. La bălă. Plaja e superbă, ni se pui fain. Apa e temelie. Acum e ora prânzului. Ne-am așezat deja la masă. Trebuie să vină și Andreea. Vă prezentăm imediat prânzul. Da, ce putem spune? Toate bune și frumoase. Vremea e superbă. Cald, 33 de grade. Senin. Bate puțin vântul. Briza asta chiar e foarte binevenită. Ia uite-ți că vine și Andrei să fac chiloți. Bate vântul. Thank you very much. Uite, a venit și suculețul. Zero. Fără zahăr. Pentru Andreiuța. Avem aici. Zero zahăr. Da, zero zahăr. Dar înțeleg ăștia. Că englez nu știu, dar în română înțeleg. Ia să fac eu așa într-un fel, să pot să prezint aici. În primul rând, ce ai tu acolo? Ia spune tu la... Am un orez, cu niște carne de vită, super mișto făcut. Așa. O feliuță de pizza, o clătită umplută cu pui și legume, un șnițel. Aia nu e a mea, nu știu ce. Ne, bine, dacă tot tu ai adus-o, trebuie să știi ce ai pus în ea, zice aici. Ce asta aici? Pastelii toată lumea le recunoști. Dar vreau să-ți iau masa asta. Păi și eu aș vrea, nu știu, să pun ceva la picior. Pune-te cu mâna pe ea acolo. Bine, lasă. Asta e o bucățică de curcan, la grătar. A, asta e curcan? Paste roșii măslin. Ceva bere proaspătă. Și asta e porția mea. Avem aici o roșioară la grill. O pizza, un cartofel făcut așa în condimente. Avem acolo o pisicuță sub masă. Ce zici? Iată, ia. Măi, drăguță, măi, ce faci tu pe aici în căldură asta, măi? Măi, nu, dar, bă, dacă te văd ăștia, e amende. Continuăm tot la fel cu o ruladă de asta, gen clătit, umplut cu ceva puiuț, nu știu. Am dat cum să numesc astea. Chestiile astea. Ceva dulce, prăjit. Un bidon mare cu apă și mai avem aici separat niște salată, mai am aici, am dat cum se numește asta,
Mamă, e ruptă de foame mâncată în față. Ceva șnițel, nu știu ce. Pâini, pești. A, șnițel de pești, da. Mai am un pește aici, dar ăsta e cam mars. Lăsa cam mult. Roșii, măsline, măsline verzi, salată, castraveți și o felie de baghetă. Haideți să avem poftă și vă spunem după aceea ce părere avem de prânzul ăsta. Cum arată terasa? Cam așa. Drăguț. Acolo în spate, de tot, e grilul cu carne de curcan și pește. Doar că de data asta peștele e și cam crocan. Cam... Avea niște humus sau cum se numește cărbunele ăla. Hulă. Avea niște cărbuni asezonată peste el. Deci era ars, era carbonizat, nu. Scuze. N-avea ce să mănânci. În schimb aici, în partea asta la altă, acolo așa la așa. Să faci pește prăjit pane. Altceva cu lămâie. Cea mai bună mâncare. Deocamdată ăla mi-a plăcut cel mai mult. Peștele la pane. Ție ce ți-a plăcut la prânzul ăsta? Nu mă dă nimic. Nimic special. Nu. No. Bun. Eu am pretențiile mai... Mai joase. Mai joase decât ale tale. Te-ai învățat pretențios. Oricum, mi-mi place cel mai mult view de la terasa asta. Le zic așa, ia uitați cum se vede partea aia. Către plajă. Foarte frumoasă locație. Locația nota 10. Marea nota 10, plajă nota 10. Nu... Apa e fierbinte. Da, curată, clară, plaja, nisip, ce vorbești? Dar nu putem să lăudăm la fel de mult și camerele sau cazarea în sine, hotelul. Nici mâncarea nu știi ce wow. De exemplu, acum am văzut, mi-am luat ceva de mâncare și am mâncat și ieri, dar nu mai... Parcă ce dacă. Ieri ori eram super flămândă. Și ieri, oricum, ieri am mâncat alt pește, azi am vrut să mănânc macrou, că asta avea, dar nu, nu l-a nimerit, l-a ars. Ieri am mâncat ceva tun, nu știu, mai bem o gură de suc. Mergem la barul ăla din spate, pentru că aici, la barul ăsta de aici, nu servește decât bere și suc. Mai avem un bar mai departe unde servesc alcoale, tării, cafele, cafea bună, cafea neagră. Hai să mergem. Încă o dată Andreea dezamăgită de ceea ce ne oferă all inclusive ăsta la hotel. Ce zici de cafeluță înainte? Ai zis loc meu, inclusiv. Ia spune tu cafeluța asta cu... Cafeluța e mică, e bună, dar e mică. Eu pe asta am lăudat-o pentru că consider că e cea mai bună cafea pe care am băut-o eu. E bună. Da, e bună. Ia, fă o prezentare la meniu, să știe lumea care vrea să vină aici. Ce are inclus? Trebuie să faceți bani de acasă. Chiar dacă ai plătit. Asta e meniu, da? Asta e meniu, frumos. Bun. Ce scrie aici, da? Ce este cu trefle, e paying. Ce este cu inimioare, este ori inclusiv. Deci avem 1, da, palmier, orange juice, lemon juice și grenadine de mare. Astea sunt cocktailuri non-alcoolice. Și Jacqueline Rose. Astea două, da? Prima dată. Firmă Gin Fizz la cocktails based on gin. Și atât. După asta Paradiso,
care este clasificat ca Tunisian cocktail, eu l-aș asemăna mai mult cu Sex on the Beach sau adică ăsta Tequila este. Sunrise. Da. Înțeles. Care e fel de bătaie de joc. Așa. Ia să vedem ce mai e. După asta, Culver Club, care este bazat pe vodka, și ăsta, Screwdriver, care este tot bazat pe vodka. Restul, sucuri naturale, da, apă, iar sucuri carbogazoase, cafea, ceai, lapte, apă și tot ce mai este aici, da? Astea sunt gratis, pentru că au inimioara. Brandy, un singur lot, un singur care, hai să zicem, digestivi, buca care este făcut respectivul cocktail care îl beau eu acum, vodka normală, presupun că e asta, gin cel mai ieftin, astea nu știu ce vor să fie, Aniset, Phoenix, Tunisian aperitiv. Da, dar nu știu ce reprezintă. Astea, musca de Tunizii, aș spune eu că e un vin ceva, nu știu, sau un fel de aperol, ceva de genul. Încă o dată, repetăm. Berea. Berea, da, un singur bere. Dacă vrei altă firmă, trebuie să plătești. Exact. Și șampanie, whisky, ceva local. Da. În schimb, îți dau pește. În dimineața la prăjit și seară, ca o mare aproape, vezi că e toată noaptea și dimineața e proaspăt. Da, all inclusive, nu plătești doar pentru pește, că îți dau ei pește. Pe mine nu mă interesează. Bine, îți dau și cafea bună. Da, dar pe mine nu mă interesează de unde aduce el peștele sau de unde aduce el vodka. Eu i-am plătit și trebuie să mă ferici că atunci când cumperi vacanța nu spune că nu-ți dă cocktail, nu-ți dă de aia, nu-ți dă de aia. Spune că eu sunt inclusiv, că îți dă, că primești, că nu știu ce. Și când ajunge aici, na. Apropo de asta, am întâlnit o familie de români stabiliți în Germania care erau foarte dezamăgiți. Mult mai dezamăgiți. Mult de mai dezamăgiți decât și noi. Au plătit asta pentru două săptămâni. Da. De seama că e de mare dezamăgirea când te gândești că două săptămâni trebuie să plătești pentru aia, pentru aia, la altă, pentru aia, la altă. Am ceva. Să vă pregătiți și să vă cumpărați cartelă de aici, ca de vânzare, pentru internet. Că ei nu au internet în camere. Și chiar dacă au aici la terasă ceva internet wireless, nu merge foarte bine. Așa că tot trebuie să vă cumpărați o cartelă de internet, tot trebuie să dați bani. Da, în concluzie, sunt experiențe plăcute, experiențe mai puțin plăcute. Întotdeauna a fost așa, mai puțin în Mexic. Iar ei au spus că s-au plimbat pe plajă și ce au văzut ei, hotelul acesta arată cel mai ok. Deci eu nu vreau să-mi închipui ce plătesc cu ceilalți oameni. Măcar ăsta-ți place. Poate ălălalt screwdriver, dacă ți-l făcea, nu-ți plăcea. Măcar ăsta știi că-ți place. Băi, e aceeași chestie, ce-ți mai. Bă, ăsta e suc. Deci nu are alcool deloc. Deci ăsta este suc. Vai de mine. Deci ăsta este suc. Fresh, nici măcar fresh. E suc. N-are alcool. Hai pe plajă, hai să facem o baie, haide că se termină și ziua de azi și noi o dăm cu cocktailuri și nu mai bem cocktail. Gata, ce mai vrei? Nu mânim, facem baie, lasă bronz. Măi, eu m-am bronzat, ce mai vrei? Gata, eu... Du-te acasă. Ia, avionul, du-te acasă. Păi dacă tu te iarzi într-o zi cât eu în 10, ce vina am eu, măi, femeie, mă, zi și tu, ce vina am eu? Hei, gata. L-ai suflat și pe ăsta. Haide. Dacă nu vreți să sabotezi vacanța datorită unor chestii urâte, treci peste. Și tot e frumos. Vezi partea plină a paharului?